Asta o să le spun eu lor. Știți că până acum spuneam că sunt cei mai valoroși. E adevărat. Așa e, avem valoare. Numai ca seară, alții spun, domne, e o echipă incomodă. Nu. Este echipa de pe ultimul loc. În play-ul. Mingea trebuie să fie numai la noi. Păi nu mă țează posesie. Ați văzut? Am jucat cu Craiova. Ne-a egalat. Am zis ceva? Am jucat cu Farul. Ne-a bătut nu știu cum. N-am zis nimic. De ce? Mingea la noi. Dacă nu-i mingea la noi, mie nu-mi convine. Și seara n-a fost mingea la noi. Adică am dat goluri pe valoare de jucători. Putea să ne egaleze. Noi nu trebuie să riscăm. O echipă valoroasă nu riscă când trebuie să ia campionatul. Trebuie să câștige cu siguranță. Ce lipsește FCSB-ului în momentul de față? Eu nu știu asta. Eu nu cred că lipsește nimic. Eu cred că lipsește probabil fundaș central. Și cam atâta. Sau și probabil, nu știu, un jucător, coordonator de joc. Probabil aseară n-a fost șut în stare și dacă n-a fost șut în papele lui, nu a mers echipa. Adică n-am avut un dirijor. Am o să spuneți, da, că ce șut? Da, pentru mine șut e dirijor. Asta face șut, dirigează echipa. Dacă alții nu-l văd, fiecare treaba lor. N-a zis că presa a văzut aseară, măi, dar ce bine echipă, domne, cu tare, pragmatică. Uite, când îi place la presă, nu-mi place mie. Și când nu place la presă, îmi place mie. Noi trebuie să luăm, ținem cont că am avut cu Farul, deci, 3 puncte dus întors, care le-am pierdut, care e așa, și că în prelungiri cu Craiova. Deci sunt 3 plus 1, 4. Chiar dublate. 4 puncte jumătățite, nu? Deci noi acum eram pe primul loc. Deci sunt mulțumit de valoare echipei. Pentru că prima dată ce am spus, domne, nu mă mai interesează de cupele, pe demonstrează play-off-ul. Am intrat, nu? Că eu aveam 21 de puncte în fază. Acum am ajuns pe locul 3 la un punct și 3 puncte. Acum vezi că vorbeam cu un meme. Domne, el voia să câștige Craiova. Și am și eu nu vreau. Eu vreau să fie egal. Cu cine a jucat? Cu CFR. Ce spui, eu vreau egal. De ce? Păi eu cred, pentru că la ora asta, eu cred că Craiova e mai valoroasă decât CFR. Eu așa cred. Și atunci nu că mă bat cu Craiova. Tot cu CFR mă bat. Dar vreau să consolidez locul 3. Ținta e 100% campionat. Dar consolidăm locul 3 acum. Să-l consolidăm ca să fim siguri de cupele europene. După care, sac, vedem care-i treaba. Să-l consolidăm pe 2, după aia să-l consolidăm pe 1 și să rămânem acolo pe 1. Nu? Asta nu mai e echipa. Nu mai e echipa aia, adică ia gurți. Nu mai e echipa aia puternică. Ei dădeau un gol numai loc. Dar acum au dat gol, au luat gol în 3 minute. Seara nu mai e echipa aia atât de puternică. Sunt jucători care au maturitate, dar nu mai e atât de puternic, că primește gol. Și nu numai că primește gol, nu mai ține adversarul departe. Adică e înghesuit de adversar. Că ei și când nu jucau, dar ei spunea lumea că nu joacă, dar ei jucau la jumatea terenului, se apărau la jumatea terenului, nu se apărau în 16 metri. Acum se apără în 16 metri, când te apără în 16 metri, poți să ieși și gol, cum au luat. Nu? Păi golul Florinel Coman e golul victoriei, care el a dus victoria. E gol invenție. Deci revine? Ce joacă? Eu nu v-am spus. Nu v-am spus că acum este 3-2. Interturnel și cine merită să joace? Tavi sau Florinel? Eu v-am spus că merită Florinel. Deci eu mai ieși din nou la pauză. Și dacă ieși, ce contează? Ce trebuie să stea aici jumătate să mâncăm bătaie sau să câștigăm meci? Nu va. Păi mie mi-a plăcut foarte mult, dacă antrenorul așa a vrut. Ce voi învățați să câștigăm meciul? Eu felicit pe antrenorul că l-a scos. Și că a câștigat meciul. Ce contează? Păi voi credeți că cine joacă și cine face schimbările? Nu contează, e campionatul. A, că vă place vouă, cancan, că vrea naun, cancan, treaba lui să facă. Dar nu mai există. Că eu, de exemplu, la întrebarea asta nu vă mai răspund. Treaba voastră, vorbiți, întrebați, că l-a certat Naum pe aia, fata aia, că ce, dumne, de ce nu-i pui întrebarea cine? Păi asta te interesează, mă, cine faci schimbările?
L-a certat-o pe fata aia de la Digi, că de ce n-a spus să întreba cine le-a făcut? Clar, simplu, vrea el. Păi el asta interesa. Ce să faci, mă, tată, nou? Iartă-mă că am câștigat. Așa că o să vedeți voi că nici Ilie Haralam, că eu așa îi spun, Ilie Haralam, pentru că de-aia l-am și luat, că are, poartă numele unui bunic, dar meu Ilie, care era fratele lui bunica, și al lui tata lui Giovanni, care era Haralam. Și a zis, bă, poartă numele la noi de familia mea, Ilie și Haralam. Haralam. Și atunci, nume de proroc și de sfânt. Ilie prorocul și Sfântul Haralam. Deci, atunci eu de aia l-am luat. Nu, mai multe lucruri au fost, nu numai asta, dar el o să vedeți că dacă voi o să-l întrebați, eu n-am văzut un om deștept și cu bun simț. El a zis, domnule, dacă mă întreabă chestiile astea, spune, a mea să antrenez, nu să mă întrebați ce ți face alte schimbări și asta, adică asta, dacă vezi că am ca întreabă voastră, o să fugă de la conferință de presă. A zis, domnule, eu plec, nu m-am venit aici, lumea fac cancan. Dacă vreți cancan, voi, că nu voi, ăia care vor cancan. Vă aia interesează pe ei. Eu vă tențează asta pe tine. Dincolo de aceste prenume. S-a scris că aplaudă bine. Nu știu eu de aplaudat și de asta. Treaba voastră ce faceți voi, cancanurile voastre și aplaudatul voastră. Pe mine mă interesează că am câștigat și mai avem puțin la să luăm campionatul și să ne lăsați să ne pregătim de Liga Campionilor. Sunteți la mâna mea, mă. Pentru prima dată, pentru că la mâna aici. Mai sunt, eu eram și înainte. Deci înainte. Nu, acum nu mai sunt încă 8 meciuri, se pot întâmpla multe. De exemplu, Craiova, eu o văd că poate să vină mult mai în față. Eu așa o văd Craiova. Craiova este la 5 puncte de CFR. Nu? Dacă îi bate noi pe CFR și îi mai bate ei odată pe CFR, vin în față. Ce mare lucru. Să vină în fața CFR-ului Craiova? Nu? O să vină Craiova. Deci Craiova o văd o echipă valoroasă. O echipă care joacă fotbal, o echipă care poate să câștige meciul. Dincolo de aceste prenume, de acest prenume Ilie, ce v-a determinat să-l aduceți pe Haralam în țară? Care au fost punctele forte pentru care l-ați atus din punctul nostru de vedere? Băi, punctele forte m-am interesat. Prima dată și prima dată eu când mă întreb, ce religie? Ortodox. Și a doua, dacă se spovedește, se împărtășește, dacă are duhovnic. A contat. Deci la mine contează un om, îl întreb așa. Religie și dacă ai duhovnic. Dacă ai duhovnic, ăla duhovnicul te va îndruma. Că nu vei face toate, nu vei face toate, dar încet, încet le vei face. Dar faptul că ceri duhovnic să ai, înseamnă că ceri ascultare, nu ai încredere în tine. Și faci voia duhovnicului, adică ai păstor. Omul fără duhovnic e ca o oaie beată pe câmpuri care el nici nu are și să o pască. Așa e omul. Voi zice, ba, nu domne, că toată miliarde sunt, e adevărat. Dar ei sunt ca niște oi bete, așa sunt oamenii fără duhovnici. Oa ca niște oi bete pe câmp. Voi spuneți că nu e adevărat. Eu vă spun, asta e părerea mea. Și asta a contat la mine, că așa vreau eu. La tine contează altceva, la altul contează altceva, la altul contează cât este de putere, cât e de puternic. La mine contează asta. Contează să ai duhovnic, să te spovedești, te împărtășești. Chiar dacă greșești, te curești, te speli și te împărtășești cu trupul lui Hristos. Asta contează la mine, ca să lucrezi cu mine. Cel mai mult, că nu sunt toți, ai altceva. Dar ei toți jucătorii sunt pomeniți în fiecare zi la liturghie, în afară de aia musulman și de aia care sunt alte religii, că n-ai voie, biserica ortodoxă, adică să pomenești decât ortodox. Și el, dacă am văzut că are duhovnic, se spovede, se părtășește și avea duhovnic unde? La Vatoped, în Muntele Atos. Asta a contat cel mai mult, ca să știți, da? Nu m-a interesat prea mult. Nu. Nu există CV la mine. La mine există Hristos, Dumnezeu, ești cu Hristos, cu Dumnezeu, ești cu mine. Nu ești cu Hristos, cu Dumnezeu, nu mă înțeleg CV-ul tău, poți fi cel mai mare genul după clubul pământesc. Nici nu mă interesează de tine. Așa sunt eu. Mă înțează TikTok-uri, MikTok-uri de astea, ce faceți voi toată ziua și internete și Facebook-uri. Nu. Eu sunt așa, eu sunt mai... Așa sunt eu, mai înapoiat. Nu-mi place mie TikTok-uri și CV-uri.
Eu vreau cu Hristos, dacă ești. Păi ce mă, dacă ce CV, mă? Păi dacă tu ești cu Hristos, știe mai bine cineva ca Hristos, știe cineva mai mult și dacă te îndrumă Hristos, cum o să știi ăla mai bine? Și chiar dacă știe, dacă nu-i cu Hristos, cât de mult știe el într-o zi, îl îndeamnă dracii să facă ceva și să dea, și dă peste cap și se sparge. Că de la care e cu Hristos, chiar dacă nu știe, el până îndeamnă Hristos când trebuie să facă. N-ai văzut cum a făcut dracii când a dat cu CFR-ul atunci când a dat la burcă, a dat cu capul și s-a dus mingea așa. Dracii a avut oftică pe mine și a zis, stai puțin, îi devia de minge așa. Iată că voi asta o să le puneți pe TikTok. O place la TikTok. Ce bine se v-a făcut pe Vinovanu și companiu aseară? Dacă nu le spun în glume, asta de fapt e mărturisire. Dacă le spun foarte serioase, nu le dă nimeni. Dacă le spun și cu puțin o tentă de glumă, fac pe TikTok. Și e bine, de ce? Pentru ca să le vadă oamenii să vadă mărturisire. Deci știți și cu TikTok. Îmi trimite, mă, îmi trimit mie. Îmi trimit pe WhatsApp. Îmi trimit de pe TikTok. Eu nu știu pe TikTok. Ce aia, dar mi-a trimit ei mie. Păi nu, ultima dată, de ce m-am uitat? Că îmi trimit lucruri foarte așa plăcute, așa nu-mi vine și mie să cred de unde le scotea. Adică ultima dată mi-a trimis de pe TikTok un lucru că alea sunt unele scurte, dar una lungă, acum cu Amsterdam, când am putut pe aia. Și mă gândeam și văd de unde am scos-o, că am aproape 15 ani de atunci, nici nu știam nici eu prea multe atunci despre credință. Și de unde le-am scos eu atunci toate alea? Și plus asta e mai și eu un lucru, adică eram tânăr, adică mai om sunt, păcătos, mai îmi place să mă văd când eram tânăr, chiar cu patimile mele alea, care n-ar trebui să mă mai mândresc, adică ar trebui să le detez, dar uite, sunt om încă, mai mă uit la ele, mai îmi place, mai văd, uite ce tânăr eram, uite, aveam păr, uite, putare asta. Mai să-mi luați de legeți cu aia și să-mi poate atunci pe ce să fie acolo, apropo de acea perioadă. Poate ajunge mai sus. Când vrea Dumnezeu, face echipă. Acum v-am spus, să vedem, na, ne trebuie fundaș central. Trebuie fundaș central, n-ai văzut. Secretul a fost nevăzut? Cum? Secretul. Ce-a făcut el aseară în viața lui, nu mai calcă acolo pe ea. Ce-a făcut el aseară, el ce-a făcut el aseară, el în viața lui nu mai intră el. Da? Prostiile ce le-a făcut el aseară, emoțiile care mi le-a dat. Sorescu e bătut definitiv, să înțeleg. La revedere, ce? Sorescu e bătut definitiv, pe acel post. Sorescu, da. Sorescu. Și o să-l și cumpăra să mă cantez. Dacă luăm campionat. Și cred că da. Cred că o să-l luăm. Adică, eu când vă spun lucrurile astea, eu vi le spun ca să audă și ei, se urită. Și eu când spun așa, nu luăm campionatul, opa, fac, atențion, la mintea lor, băi, au și a zis, stăpânul, patronul, zic patronul, că nu o face stăpânul, băi, nu știu ce stăpânul, că băi, e de 1000 de ori mai frumos și mai de bun simț și mai de respect stăpânul decât patronul. Ce? Patronul, e nume de ăsta urât, patronul, stăpânul e frumos. Așa, vezi, uite care-i treaba, aveți, sunt mult, foarte multe lucruri pe care eu le ador, voi le detestați. Fiecare cu treaba lui, o să vedem că Dumnezeu face toate, vedem care are dreptate. Poate are Naum, nu cred că îi face Dumnezeu pe plagul Naum niciodată în viața lui. Nu o să-i fac, bă, o să luăm campionatul mai de optica lui Naum. Înțelegi? Și asta nu o spun. Că n-am ură pe el, n-am niciun fel de răutate. Chiar într-un fel mai bine că mai sunt câte un om de ăsta. De ce? Mai mă face și pe mine să mă uit la televizor, să se termină meciul, nu? Nu m-aș mai uita. Dar de ce crezi că mă uit? Hai că vreau să-l văd pe optica luna 1. Înțelegi? Și de-aia mă uit. Mă uit la Digi în continuare. Acum o să vadă el. Înțelegi? Comentați. Poate îmi băgați pe TikTok. Mă uit la, după meci la program ca să vă pe optica lui Raul. Poate fac și lui publicitate mai multă.
Îți dai seama câtă publicitate îi fac dacă zi vorbesc de el? Cum comentați ideea lansată de domnul Dragomir că în disputa asta pe CSB Steaua ar fi bine să cumpărați Steaua și să se stingă totul? Adică dați 500.000 de euro pe an, ați rezolvat problema și cu Steaua și e echipa noastră. Este aici, e vorba de un principiu. Am venit, am salvat-o, au semnat vreo 5 ministru de armată, vreo 7-8 generali, tot au semnat. Am dat bani 10 milioane, i-am pierdut. Am dat 40 de milioane, i-am mai scos din ei. Și acum cum să-ți mai dau bani după ce te-am salvat în groapă, erai mort? Și acum să-ți mai dau ție bani în țara mea? Că ăsta e țara și a mea, că așa Dumnezeu a vrut. Nu este al lor, de ce mă războiesc cu ei? Și bani care mi-a dat Dumnezeu și Steaua care mi-a dat Dumnezeu mi-a dat-o ei. Dar ei au semnat, ei, cârcotași și mincinoși și escroci. Dar escroci după ce au semnat, escroc când este el escroc, ce zice? Am semnat, dar găsește cârcotă că n-a semnat. Așa și ei acum. Cârcotași și escroci. După, dar toată lumea nu știe asta? N-ați știut-o 15-20 de ani cum s-a luat Steaua? Și acum de ce le mai dau lor bani? Pentru ce le dau lor bani? O să le iau toate înapoi, n-ați văzut cum le-am luat? Le-am luat toate. Acum asta că se dă și hotărârea de la Curtea Supremă în care scrie motivare. Palmaresul e tot al lui FCSB. La revedere. Păi dacă palmaresul e al meu, ce dau lor bani? Mă? Dar ce să... 500.000 pan? Dar ce crezi când copac, mă? 500.000 pan? Mă, nici 5 lei nu le dau. Păi ce asta ar însemna că eu nu mai sunt așa cum sunt eu, bătrân, dar sunt tot leu, dar un leu mai bătrân. A, nu sunt găinușe, bă. Cum adică? Păi acum, păi, război până când mor leu, mă trâng cu cap așa, somnolos, tot cu sabie stau. Și ce am ajuns găină, dau lor bani. Război până la final, bă. Cine moare, moare, cine trăiește, trăiește în război. Și gata. Domnul Dragomir spunea să o cumpărați. Ce? Domnul Dragomir spunea să cumpărați și Steaua aia. Asta dar n-am nevoie să o cumpăr. Pentru ce să cumpăr? Dau război și o cuceresc. Pentru ce să o cumpăr? O cuceresc în război, mai le arăt nucleara din când în când, mai spun nucleare și gata, ce să fac? Cam 3 ani, cred că cam în 3 ani, durează în 3 ani, de ce? Pentru că după ce câștigăm astea, după aia trebuie să revizuim, că nu facem ca ăla, Radu Ionescu, că el nu-i problemă, că îl face un dosar penal, băi. Ai o hotărâre definitivă în alte curte, vizuiește-o pe aia, schimbă pe aia, reformează după aia. Cum să nu ții cont de hotărâre? Trebuie să ții cont de hotărâre. După ce o desfințesc pe aia, după aia poți să faci altceva. Dar dacă te ia în picioare, asta e lucru clar de justiție, de drept. Dumne că nu iau în considerare. Nu s-a admit. De spălare de bani. Băi, o hotărâre de judecătorie asta. Banii se nu luați de Curtea Supremă. Cum să faci tu altceva? Și atunci trebuie să facem după aia revizuire la hotărârea aia cu un numele și să avem noi un nume notoriu. Ei au înregistrat, au stat mai mult de 5 ani fără echipă de fotbal, decade. Cade în decădere, adică șters, n-ai voie să folosești fotbal. La fotbal tu nu mai poți să faci fotbal Steaua. Așa e legea și europeană și asta românească toate. Iar noi avem o marcă notorie că am câștigat palmaresul toate, le-am câștigat. Le-am câștigat cu numele de Steaua, că Steaua a câștigat Cupa Campionilor. Și dacă noi l-avem palmaresul, nu-i la noi? Hă? La noi, bă, hai la revedere cu talpa. Dar toată banii talpa? Trebuie să-l execute acum, că plânge, de-aia plânge. El de-aia plânge mai mult. Păi a luat banii, bă, 30.000 aproape de euro, dă-i bani înapoi. Nu are că i-a cheltuit, că i-a cheltuit, bine, dar să... Nu. Și atunci o să execute, nu știu, vedem ce ia, că trebuie să dea bani, nu trebuie să ia bani. De-aia plânge el. Au fost amenințat cu moartea, doamne judecător. De ce? Că cerce că poate nu mai se ia bani. Nu, tată. El trebuie să stea acolo, fece, până când o să îl desfințăm la FCB, talpansă. Îl lăsați și în stradă, n-aveți milă de
Bă, tată, ce mi-l lăsa? După ce o să-l distrug cu bombele, după aia fac pace, dar prima dată să iau teritoriile eu. Mai fac pace. Păi da, să-mi iau eu ce e al meu, ca lumea nu mai întreabă, păi facem pace. Bine, mă, azi. Ce să mă? Vreau să vă trebuie un fundaș central, dar nu veniți la un fundaș stânga, să vorbea de Andrei Borda, de la fază, dacă îmi prețină. Nu, da. Borda, nu cred că putem să-l luăm. Adică Borda e un jucător care nu poți să spui nimic de Borda. Adică la ora asta, eu zic că Borda ar fi cea mai bună investiție. Nu cel mai bun jucător. Cea mai bună, adică la ora asta, din tot fotbalul românesc, cea mai bună investiție ar fi Borza. Dar nu ai cum să-l iei, că nu ți-l dă Gică pe Borza. Bă, Gică e fraier? Păi singurul care el m-a păcărit pe mine, eu am păcărit pe toți. La fotbal vreau să zic. Dar el nu că m-a păcărit. M-a fost mai deștept la negocieri și la fotbal. Și atunci o să-l păcălesc eu pe Gică. Nu ți-l dă Gică pe Borza nici dacă dai peste cap. Că e fotbalist Borza. Vezi? Îi fac piață. Aud de aia acum străinii. Bă, ce mă pare cu Borza asta? Ia vedeți. O să vină. S-a mai venit după el. O să vezi ce o să vină acum străinii după Borza. Dacă am zis tot pe Borza de acolo. O să vedeți. Dar zic că e nașul meu, lasă-i fac piață. Dar pe soară cu mine de domnul plecat. Că ați vorbit de CFR de Craiova, cam de farul tot primul loc. Băi, farul mie nu-mi frică de farul, mi-e frică de Hagi atâta. Adică de ce? Pentru că Hagi antrenor este cât jumate dintr-o echipă de fotbal. Și de jumatea aia mi-e frică. Nu mi-e frică de fapt. Că normal, pe logică, vorbim pe logică, nu e aici pe... Că trebuie să ai o logică. Bă, pe logică ia-i jucătorii, ia-i pe ai noștri. Fă-le o comparație, să vezi. Dar dacă iei pe aia, iei pe ai noștri și îl bagi și pe Hagi lângă ei, e o problemă. Ca dovadă ce s-a întâmplat. Când noi aveam 2-1, noi trebuia să le dăm și al treilea gol, de-i strâng cu el. Ce a făcut el pe acolo, ce n-a făcut, a câștigat meciul în Crăluș. Deci, dar nu cred că mai sunt încă 8 meciuri. Dacă nu o echipă matură, o echipă valoroasă, acum e deja începe rodajul, stresul. Și la noi, când jucătorul e valoros, rodajul, adică erodarea asta este mai ușoară. Stresul la jucătorul mai puțin valoros și mai tânăr e mai mare, adică poate cădea. Așa văd eu. Nu am ce să... Mai multe n-am ce să zic. Atât așa exact ce gândesc, așa m-am exprimat. Ați văzut scandalul banii de aseară la protestație? Care? Păi, dar tata, nu mă bag eu asta. Asta e problema lor. Eu îi ajut dacă pot, cu ce pot să-i ajut, dar ei dacă trebuie să fie regulament. Adică trebuie să ai de la dosar de... Nu, trebuie să ai dosar că ești suporter, nu? Sau ce e? Card. Dacă trebuie să-l ia. Mă, dacă trebuie să ai card, ia-ți card. Eu ce să fac? Trebuie să ne supunem legilor, nu? Numai Talpan Sân nu vrea să pună legilor. El trebuie să dea bani, nu vrea să dea bani. Dă-mă bani. El nu vrea să-i dea. Nu? Altceva. Ați văzut că v-au ascultat și de la ce au delegat la meciurile de play-off și trei arbitrii pe care i-ați nominalizat noastră. Peșnii, Colțescu, Popa și Talpa asta. Păi așa trebuie. Păi așa trebuie să fac. Și mai este la Dima. Care ăla niciodată n-am văzut eu că a greșit vreodată ceva. Înțelegi? Adică nu l-am văzut că a greșit Dima la valoros jucător. Ăsta arbitru. Da. Ăștia sunt ăștia trei. Ai văzut dacă etapa asta cum n-au fost probleme mari? Cei de la ce cred și-au apăzat arbitrai la meciul Craiova și încă sunt vânați. Păi au fost cei mai avantajați din toată istoria. De când sunt ei, au fost avantajați. Cum să plângă ei de arbitraj? Ei au luat campionate la mișto, au campionate, au luat făi de capul meu, că mi-aduc aminte de Mureșan odată că el a pus piedică adversarului faul clar
și a dat 11 metri. După ce Mureșan i-a pus piedică lună, a dat 11 metri. Sau mi-aduc aminte ăsta, Covaci. A venit unul, l-a tras pe Tănase, așa, și l-a învârtit și a dat faul în atac. Sau a mai venit unul odată, Tănase ducea spre mingi, a venit și a dat una, pe la spate, bang! A dat faul în atac. Băi, ia zis Tănase, picare mă, că mi-a luat piciorul. Îți dai seama? Și cum să zic că să vorbească ei de... Ei tot timpul o să fie avantajat. Pentru că ei au pe grupul de la Cluj, acolo. Acum nu mai pot să fie chiar avantajat. Mai pot, că vine farul, trage linia, țac, nu? Se trage linia, nu mai merge chiar așa. Plus de asta, probabil, nici grupul de la Cluj nu are atâta de mare influență. Ia cam tăia și aripele la grupul de la Cluj. Fie mai cu minte, nu? Ești PNL-ul, nu știu eu. Burleanu probabil nu mai vrea să bage, stai domnule, vreau o funcție mai importantă și eu la FIFA, la UEFA, dacă se aude că aveți cu prietenie cu mine prea mare, nu e bine. Nu mai vrea. Nici diaconul poate nu mai vrea cu vasanți. Bine, mai că glumim, ce sunt. Altceva spune. Vorbează despre importanța lui Șut, a ieșit accidentat. Credeți că va fi apt pentru meciul cu CFR? Chiar dacă nu va fi apt cu CFR, 100% va fi... Da, avem acolo. Avem jucători. Deci, voi spuneți, e jumătate. E jumătate, el a spus, domne, eu trebuie să dau gol ca să nu fi schimbat. Nu e problema. El e foarte bun jucător de atac. Numai că atunci când conducem, ați văzut, aseară era cam un gol acolo, acolo, era tot timpul un gol acolo, la mijlocul terenului. S-a rezolvat. Nu mai am avut nicio... Eram la orice, când puneau mingea, piciorul pe minge, ei, Sepsi era pericol de gol. Era gol acolo. Păi, bă, vrei să nu fii schimbat? Stai acolo unde e locul tău. N-am nevoie de Maradona, că Maradona este ăla, companiul care trebuie să dea gol. Sau ăsta, Coman trebuie să dea gol, nu? Păi, ce facem? Te duci mai acolo, stai. E adevărat că foarte talentat jucător. Dar noi acum vrem să luăm campionatul, nu mai contează e Juma sau Taviu Popescu sau Cutare sau Cutare sau Cutare sau Vasile sau Mitică, da? La ora asta trebuie să luăm campionatul. Și dacă trebuie să luăm campionatul, joacă cine ne ajută să luăm campionatul. Și el dacă așa a hotărât și foarte bine, că vezi, are altă strategie el, Ilie Caralambie. El închide jocul. A închis jocul la pauză, avea 2-1, bravo, e băiat deștept. Nu? Când veți reveni pe stadion, domnul Păpari? Eu? Meci, da. Numai în Champions League. Atunci voi reveni. Rugați-vă toți, împreună cu Naum, patriarhul vostru, ca să intrăm în Champions League. Altfel, ce scap? Stau acasă, nu știu, mă uit, tare. Și plus de asta, de ce nu mă duc? După aia nu mai pot să-l văd până acum. Nu? Spunea că o să veniți la ultima etapă, dacă ești observat. Rapid pe Ghencea. Păi da, o să vin atunci când vin la spectacol, că numai atunci. Atunci ultima cu Rapid pe Ghencea, cu atunci e distracție. Atunci deja suntem în campone, artificii, ei. Tare, ce să mai contează. Nu? Să facem. Altceva, nu mai aveți. Ce impresie v-a făcut pe Novanu și companie? Cum? Pe Novanu și companie, ce impresie v-a făcut aseară? A fost cel mai bun. Cel mai bun a fost ăsta, Târnovanu. Am zis și eu cu ăsta, cu domnul meu, băi, cât e de înalt? Are 2 metri. Bă, parcă e păianjen, nu am văzut în viața mea așa ceva. Adică ăla, când s-a întins acolo la bară, l-a trebuit, trebuia să fie bun. Adică mai scos-o și pe aia, mai scot și alții așa, adică au în sus. Bă, dar aia la acolo câte era, aia, băi, este pe ea, nu poți să-i dai gol, n-ai cum să-i dai gol, lui Târnovan. S-ar putea să fie o mare afacere. Nu? O să vedem. O să vedem pentru că voi să știți un lucru. E greu să poți să faci fotbal la România.
Pentru că, uite, acum dimineață m-a sunat iar. Dom'le, iar mai trebuie un milion. Să finanțăm echipa. Bă, nu știu, dar voi trebuie să aveți puțin, adică și lumea trebuie să înțeleagă un lucru. Și Naum și voi toți. Pentru ce un om să-i dea pe banii lui și să-i piardă? Când oricum nu are nevoie, eu nu mai am nevoie, deci pe mine nu mai mântează publicitate, pe mine nu mai mântează imagine, că nu mai mântează slavă de șartă. Ce mântează pe mine? Acum dacă vă primesc și ca strategie, tot în avantajul meu, ca să pot să-mi atenționez că azi nu prima dată, ce am zis? Nu luăm campionatul, adică să vadă ei. Vă folosesc și eu de voi. Și doi, dragostea. Deci stea oamenii. E meseria lor. De aici câștigă ei bani. Dacă ei câștigă cu bine bani, hai să-i ajut să câștige ei bani. Jur pe cuvânt, asta este. Nu, că nu mai am nevoie. Și atunci pentru ce îți dau bani? Ce dau bani? E nebunia pământului. Dăm niște bani. A, în Anglia. Bă, în Anglia oamenii câștigă bani de fotbal. Și eu dau banii mei, dar stai puțin. Nu ai, trebuie să faci așa. Așa trebuie să faci. Băi, ești nebun. Eu fac așa cum Dumnezeu a lăsat lumea asta, stăpânul este stăpân. Așa fac cum Dumnezeu a zis. A, vrei tu ca oamenii? Fă tu ca oameni la tine la digi. Eu fac ca Dumnezeu, nu ca oameni. Oamenii au schimbat moda. Încet, 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 democrație, 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 încet, 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 încet. Le vor să ajungă în sus, la Dumnezeu ei. Încalcă toate regulile. N-ai văzut pe Trump? Dom'le, că se arestează, că a făcut o curvă, nu știu cum, acum nu știu câte ani. Marea democrație a lui. Păi, dacă era ceva, o chestie între doi bărbați, nu era nicio problemă, nu se mai arestea. Dar dacă e cu o femeie, ce, aia a fost o femeie, da, ce bărbați fac, ce sunt mare lucru. Tu nu vezi că lumea e întoarsă așa? Lumea s-a întors așa, bang, bang, în fundul în sus. Adică ce este la lumină e întuneric. Ce este întuneric îi luminează. Adică ce e cu mintea strâmbă e bun. Ce e cu mintea dreaptă, bă, nu-i bun. Bă, dacă Dumnezeu așa a făcut stăpânul care el trebuie să fie ascultat întru totul. Zice, tu, slujitor. Să ascult pe stăpânul tău întru tot. Păi dacă el e așa, așa... Da, am revenit în direct aici la Fanatic Superliga. Suntem cu Bănel Nicoliță, Robert Niță, Vivi Răchită și Andrei Vochin. Am oprit conferința, că deja se dusese în alte discuții care n-au legătură cu sportul. Deci, până la urmă, cum e? Nu ne place să avem antrenori, da? Dar jumate din echipa farului e Hagi. Și uite ce înseamnă să avem antrenori, a? Andrei. Bun. Păi nu, eu nu mai înțeleg nimic. Au fost multe contradicții. Da, după aia că, nu domne, nu știu, ai văzut domne, Haralambos ăsta, Ilie Haralam, cum îi zice, eu îi zic slujitorul Haralam, eu așa rămân să-i zic, domne, a văzut, el a făcut schimbare, bine, a râs, ironic. A făcut, după aia ne spune, a, păi n-ați văzut, bă, că a fost un gol la mijloc, l-a făcut praf pe Ejuma, mai înțeles, îl macină cu Ejuma, că Ejuma e și public atunci, nu? Îl macină. La intrat, a spus de Ejuma, scuze, da? Deci a spus că Ejuma a jucat foarte bine, da. I-a plăcut, doar că antrenorul l-a schimbat. Da, și dar macina aia ce a zis Ejuma, că domnule trebuie să dau gol. Dacă l-am fruntat public, exact, asta este de fapt. Exact. După aia vii și spui, zici de bine, râzând, bineînțeles. E clar, acum, nu, dacă mai aveam 0,1% dubii după conferința asta de presă, nu mai am niciun dubiu. Pe deci, ce CV-ul? Ai văzut cum l-a adus? Da. Are nume de sfânt, da. Are duhovnic. Chiar cum ți s-a părut asta? Păi eu nu s-o pui niciodată să fiu la fericită, pentru că n-am nume de sfânt. N-am nici duhovnic. Nu sunt nici, n-am nici duhovnic. Deci tu ai abiat. Da. Ești cu aia rătăcită. Da. De, mai de, bine cum la se sapă. Mai bine la sapă decât cum la... Cum se par fi? Decât la Gigi, la Fecezoa, mai bine la sapă. Mai bine la sapă. Păi știu, acolo am în sapă, mi-a fac ceva. Cum? Criteriile astea cum se par? Păi cum? Omul a spus clar, plecați, bă, cu CV-ul de aici. Anormal. Ortodox?
să fie ortodox și să aibă... Zice-mă, dacă această conferință de presă se va da în străinătate, da, cum ar râde oamenii de fădă de această conferință de presă? Cum? Uite cum se alege un CV. Ce CV, mă? Ce, mă? Licență? Mai duhovnic. Ai nume de spus. Treci, mă, la PCSB, mă, antrenor direct. Și ce ar trebui să facem, nu? Dar ne-ar lua vreo două zile. Antrenorii care nu se încadrează la Gigi Becali, ăștia mari, plecând de la Mourinho până la Guardiola, că nu se încadrează niciunul, a? Dacă nu au nume de spus și n-au duhovnic. Sunt ortodoxi. Cum să știi dacă n-au duhovnic? Da, exact. Andrei. Păi nu sunt foarte multe de comentat la o astfel de conferință, pentru că îl știm pe Gigi Becali, ăsta este, ne-am obișnuit cu el, este foarte clar ce se întâmplă acolo. Singura nuanță pe care am sesizat-o, să vedem cum va continua, nu știu dacă e foarte încântat de faptul că jucătorii îl plac pe Haralambos. Opa! Aici s-ar putea să devină o mică problemă la un moment dat. O pietricică în pantof să devină simpatic cu Haralambos, da, pentru că eu asta observ. Jucătorii îl apreciază pe Haralambos. Cum vrei tu, zi tu cum vrei, cu vorbele tale, cum vrei tu spune. E, și în momentul în care lumea va constata că este un antrenor care îi ajută să câștige meciul și așa mai departe și lucrul ăsta se va spune public, nu știu cum va fi recepționat de Gigi Becali. Dar ce ți s-a părut la conferință? Ce nu-i place? La începutul conferinței, n-aș putea să... A fost o nuanță din care... Care ți s-a părut? Care mie îmi spune că... Că Haralambos trebuie să iasă în evidență. Și-a depășit atribuțiunea. A ieșit mult la marginea, jucătorii adică, au vorbit frumos de despre... Vedere, băi, cred că, că ai sigur ăsta este că ego, dincolo de duhovnic, de CV-uri, de tot ce vrei. Omul vrea pe banii lui să facă performanță cu știința lui și să fie perceput ca această performanță. Și dacă FCSB ia anul ăsta titlu, nimeni să nu ia din merite. Să știe toată lumea că este meritul numai și numai al lui Gigi Becali, nici măcar 1% al lui Haralambos. Eu sunt curios să vedem, pentru că mie îmi place la primul meci, mie mi-a plăcut ce am văzut la primul meci la el, ca atitudine de antrenor. E, dacă lucrurile astea vor continua, sunt e în pericol. Curios care va fi reacția lui Gigi Becali. Da. Eu zic că nu prea mai Ilie Haralam sau cum i-a zis, da, Ilie, ai grijă, tata, ai grijă că mai lasă-le pe alea cu unul singur la palatie, da, nu alea. A? Cum e, Roberte? Cum ți se pare observația? Foarte inteligentă și de finețe a lui Andrei Vochin. Asta cu asta las-o, zilu Hara. Spune-i tu frumos pe limba lui. Nu, că dacă știa și înțelegea limba internațională a fotbalului, probabil lua o altă decizie. E un soi de gelozie, dacă vrei, lumească și trupească, care omul spune clar, domne, e business, sunt banii mei, uite, mai m-a sunat să dau 1 milion, eu pe ăia i-am salvat, pe ăștia i-am ținut în viață, este pe banii mei. Până la urmă, în ceea ce spune referitor la partea asta, la implicarea și la cheltuielile care le are cu echipa, el are, dânsul are dreptate. Pentru că a spus, eu țin cont de toate lucrurile, dar stăpânul este stăpân. Nu e nici măcar patron, e stăpân. Mm-hmm. Și atunci... A început să-ți placă asta cu stăpânul, văd că. Da, vorbește așa cu venerație. Da, păi, mi se pare așa, chiar cu religiozitate, că are dreptate, Gigi. Păi are dreptate. Stăpânul e stăpân, da? Și îți dai seama dacă merge cu dreptatea asta până la final și FCSB-ul vor deveni campioni? Nu cred că nu pot să dau un verdict 100% că da, nu știi cum e. Da. Dar nu cred. Eu cred că cu această mentalitate n-ai cum să devii campion decât dacă într-adevăr vrea Iisus Hristos. Ca să continui. A fost, uite, a fost același lucru, s-a întâmplat și în mandatul lui Edi Ordănescu. Când da, jucătorii vorbeau frumos, aveau respect, aduți aminte. E în mare pericol Haralambos. Și la un moment, rezultate bune. Adică Iordănescu n-a plecat după 3 înfrângeri. Rezultate bune, da? Un fond de joc bunicel. Nu făceau spectacol, dar da, câștigau. Dar lumea vorbea doar de Edi. Dar vorbea numai de Edi. Și atunci a apărut scurt circuitul. Da, astea. Nu aveau posesie. Și cu Edi la fel. Edi câștiga, dar nu aveau posesie. Da. Acum au câștigat asta, dar nu au avut posesie. Da. Deci, practic, stai ca să ne întâlnim. Acum am să amintesc, asta a fost nuanța. Cu posesie, da. Nu, stai, stai, stai,
stai o secundă, stai o secundă. Practic, dacă e să privim lucrurile pragmatic, Gigi Becali l-a criticat pe noul antrenor după primul meci. Așa este. Eu asta am înțeles. Da, cum zic? Dar în același timp, pe nu l-a criticat. Da, în esență, omul a zis: bă, mie nu mi-a plăcut echipa cu ăsta, cu nou antrenor. Da, dar în același timp zice că folosim jucătorii care ne aduc titlul. Ăsta e obiectivul. Eu știu, dar ego-ul. Uite, îți dau un exemplu, Bănele. Bănele, eu spun ceva, e Juma, da, așa, nu o să mai conteze pe el. O să-l bage, dar o să-l taie de la meci la meci tot mai mult, până când o să-l scoată de loc. O să-l vândă. Cum? O să plece el de bunăvoie. În vară. E clar. În vară și gata. Nu, adică dar tu îi mai vezi viitor lui Ejuma? De un jucător foarte bun. Dar îi mai vezi viitor? E clar că are un dinde. După declarația pe care a făcut-o cu... Da, cu golurile. Da, cu schimbarea că domnul, dacă nu dau gol, sunt schimbat la pauză. E clar că Nea Gigi l-a afectat declarația lui și e clar că... L-a deranjat. Ușor, ușor. Nu a avut de la început, după ce a marcat cele 4 goluri la rând. A încercat ușor, ușor să-l lase, să-l mai joace. Și a mai dat la un gol, din fericire pentru el. Și ați văzut când a dat prima oară gol, buf, aud. Da, da, nu, dar și astăzi, ai, domnule, că avem noi nevoie de Maradona. Evoluția lui în prima repriză nu a fost o evoluție foarte bună, clar. Nu, schimbarea sincer e justificată. Astea. Sincer. După evoluție, da. După evoluție, sincer. Nu e, Robert, așa. Când ai un jucător ca Ejuma, care este definitoriu în acest campionat, cu meciuri bune, meciuri mai puțin bune, dar per totale definitoriu, nu e jucător care să-l scoți la pauză. Nu, hai să fim... Codrea era jucător să-l scoți din primul 11. Cordea, pardon. Cordea, cum ești tu? Da, mersi mult. Mersi mult. Mersi mult. Ca să rămâne la FCSB, mersi mult. Da. Iar, nu. Am vrut doar să-ți arăt, da, că sunt băiat bun. Da, am înțeles. Tavi Popescu era jucător să înceapă meciurile în primul 11? De cele mai multe ori?